Bună ziua, astăzi vom vorbi despre absorpția intestinală. Absorpția intestinală este procesul prin care substanțele alimentare cu molecule mici, solubile, adică nutrimentele, străbat pereții tubului digestiv, trecând fie în sânge, fie în limfă. Absorpția anumitor constituenți se poate realiza și la nivelul stomacului, am văzut acest lucru, sub formă de apă, de diferitele cloruri, alcool, dioxid de carbon, sau se poate realiza la nivelul colonului și aici vorbim despre absorpția apei și a electroliților. Totuși, absorpția intestinală are intensitate maximă în intestinul subțire. Practic, lichidul care trece prin orificiul ileocecal este lipsit de substanțe nutritive. Și intestinul subțire este sediul absorpției pentru că la acest nivel este favorizată de diferiți factori. De pildă, la nivelul intestinului subțire avem o suprafață maximă de absorpție determinată de mucoasa intestinală care prezintă numeroase pliuri. Avem cute, pliuri transversale, valvule conivente pe care se află vilozitățile intestinale, observați, și sunt circa 5 milioane de vilozități intestinale pe toată mucoasa, acestea dând un aspect catifelat. Suprafața de activă reală de absorpție ajunge să fie mai mare, să depășească 250 de metri pătrați, deci o suprafață foarte, foarte mare. Mai mult, enterocitele, celulele epitelului intestinal, prezintă microvili și acestea măresc și mai mult suprafața de absorpție. Deci, un factor esențial care favorizează absorpția intestinală sunt aceste pliuri mari, valvule conivente, mici, vilozități intestinale și microvilii de la polul apical sau luminal al enterocitelor, al celulelor din epitelul intestinal. Un alt factor este distanța pe care au destrăbătut aceste substanțe absorbite este foarte mică. La acest nivel, epiteliul tubului digestiv mucoasa este, așa cum ne amintim de la țesuturi, este unistratificată, de tip cilindric și celulele prezintă acei microvili care formează un platou absorbant, un platou striat. Observăm în această imagine tunica mucoasei, tunica submucoasei, musculară și adventicea, cele patru tunici ale tubului digestiv și de asemenea pliurile mari și mici, valvule conivente, respectiv vilozități intestinale. Iar dacă îți dăm zoom pe o vilozitate intestinală, observăm mucoasa, un epiteliu cilindric, unistratificat, cu microvil la polul apical. În interiorul vilozității observăm chilifer limfatic central, în care vor trece acizi grași cu lanț lung de carbon, anumite vitamine liposolubile. De asemenea, observăm cum arteriola se ramifică formând capilare arteriale, au loc schimburile, devin capilare venoase în urma schimburilor de substanțe hrănitoare de oxigen și capilarele venoase se unesc, formează venule care vor duce substanțele hrănitoare absorbite la nivelul vilozităților intestinale prin vena portă la nivelul ficatului. Și apoi observăm aceste vasele de sânge și vasele limfatice la nivelul tunicii submucoase. Apoi avem tunica musculară cu cele două straturi de fibre musculare NETD și tunica externă adventicea. Rețeaua aceasta vasculară de la nivelul vilozităților este foarte bogată, acesta fiind un alt factor care favorizează absorpția intestinală. Printr-un mecanism reflex, cantitatea de sânge din această rețea crește semnificativ în cursul perioadelor digestive.
De asemenea, fibrele musculare netede de la nivelul acestor vilozități determină activități contractile ale acestora, înlesnind tranzitul substanțelor absorbite. Și iată, putem să vizualizăm o schemă generală a absorpției intestinale. Observăm de la nivelul intestinului subțire, prin capilarele sanguine care se vor uni, vor intra în alcătuirea venei porte, vor fi absorbite apă, glucoză, aminoacizi, vitamine de tip hidrosolubil și acestea prin vena portă care intră prin chilul ficatului, ajung la ficat, se fac schimburile, știm cum ajungem la nivelul lobului hepatic, capilare sinusoide ale venei porte și după ce sunt lăsate aceste substanțe, venele centrolobulare din centrul lobului se unesc și la ieșire din ficat vom avea vene suprahepatice care intră, care se vor duce aceste vene suprahepatice în vena cavă inferioară, ajungând în atriul drept al inimii. În chilifele limfatice centrale, deci în vasele limfatice, vor trece lipidele, acizii grași cu lanț lung de carbon, vitaminele liposolubile prin limfă vor circula mai lent și vor ajunge să se verse în unghiurile acestea venoase formate prin unirea venei jugulare interne cu vena subclaviculară, deci în final ajung treptat tot în circulația venoasă sistemică. Și acum vom lua pe rând diferitele nutrimente, glucidele, nutrimentele glucidelor, nutrimentele proteinelor, nutrimentele grăsimilor sau lipidelor. Absorpția intestinală, trebuie să spunem mai întâi, se face prin mecanisme pasive, adică fără consum de energie, cum ar fi difuziunea, osmoza, deci substanțele trec din lumenul intestinal de la o concentrație mai mare în sânge sau în limfă la o concentrație mai mică, deci în sensul gradientului de concentrație și de aceea nu se consumă energie. Pot fi mecanisme active cu consum de energie, deci în sens opus gradientului de concentrație, energia fiind furnizată de ATP și un transport special prin vezicule de pinocitoză la nivelul membranei enterocitelor. Absorpția se poate face deci pe două căi, pe cale sanguină sau pe cale limfatică, limfatică pentru acizi grași cu lanț lung și vitamine liposolubile. Iată, glucidele vor fi absorbite sub formă de monozaharide, hexoze și pentoze. Aportul de glucide este de 250-800 de grame pe zi, deci circa 50-60% din aportul de alimente, mai mult de jumătate, și există 3 glucide majore în dietă: sucroză, lactoză și amidonul, care este un polizaharid. Spuneam că în urma digestiei chimice a glucidelor obținem monozaharide, hexoze și pentoze. Hexoze cu 6 atomi de carbon în moleculă, pentoze cu 5 atomi de carbon în moleculă. Și anume, dintre hexoze, glucoza și galactoza vor fi transportate pentru un transport activ sodiu-dependent la polul luminal dinspre lumenul intestinal sau polul apical, deci cel dinspre lumenul intestinal, și de aici, după ce aceste molecule de hexoze intră în enterocit, vor trece prin difuzie facilitată, deci transport pasiv, fără consum de energie, la nivelul polului bazal sau vascular, vor trece în capilarul sanguin. O altă hexoză, fructoza, trece prin difuzie facilitată, deci nu se consumă energie, ci această mecanism de transport este facilitat, ajutat de o proteină transportoare care o recunoaște specific din membrana celulară.
Monozaharidele cu 5 atomi de carbon în molecula, așa cum este riboza, sunt absorbite pasiv prin difuziune, fără consum de energie. Iată, în această schemă avem un enterocit, o celulă intestinală, pol luminal spre lumenul intestinal și un pol bazal sau vascular, care vine în contact cu capilarul din vilozitatea intestinală, capilar venos, care va conduce sângele spre, va intra în alcătuirea venei porte. La nivelul polului luminal, hexoze cum ar fi glucoza și galactoza se unesc cu un transportor sodiu-dependent și în felul acesta reușesc să intre în enterocit, la polul luminal, cum spuneam. Iar la polul opus, transportorul este decuplat, este eliberat de glucoză sau de galactoză, transportorul își reia activitatea, toate acestea etape au loc cu consum de energie, consum energie provenită prin hidroliza, prin descompunerea ATP-ului în ADP, difosfat, adenozin difosfat, fosfat și energie, și hexoza, glucoza sau galactoza vor trece mai departe în capilarul venos prin mecanism de tip difuzie facilitată. Fructoza, o altă hexoză, trece doar prin difuzie facilitată. Aceste capilare din vilozitatea intestinală vor duce mai departe hexozele în vena portă și vor ajunge la ficat. Pentozele, monozaharidele cu 5 atomi de carbon, așa cum este riboza, vor fi absorbite pasiv prin difuziune, intră în enterocit și de aici la polul bazal sau vascular trec în capilarul venos și vor duce mai departe pentozele în vena portă și de aici la ficat. Iată, dacă ne imaginăm într-un model mult simplificat că acestea sunt enterocitele, celule din mucoasa intestinală. Ele au o parte, o margine, un pol luminal sau apical spre lumenul intestinal și un pol bazal sau vascular care vine în contact cu capilarele venoase de la nivelul vilozității intestinale. Glucoza, galactoza, dar și unii aminoacizi cu un transportor activ sodiu-dependent vor putea să intre în enterocite, iar la polul bazal vascular al acestora vor trece ușor prin difuzie facilitată, fără consum de energie, în capilarul venos. În ceea ce privește absorpția proteinelor, se face sub formă de, în general, sub formă de aminoacizi, care sunt nutrimentele principale. Uneori se poate face și prin sub formă de oligopeptide, di sau tripeptide, deci 2-3 aminoacizi legați prin legături peptidice. Dieta zilnică trebuie să cuprindă 0,5-0,7 grame proteină per kilogram corp și aminoacizii sunt transportați activ, sodiu-dependent la nivelul polului luminal, la nivelul lumenului, deci, și pasiv prin difuzie facilitată la nivelul polului bazal sau vascular. Uneori pot să treacă prin vezicule de pinocitoză, este vorba de anticorpi din colostrul matern, deci la sugari întâlnim acest lucru, la bebeluși în primele zile de viață, dar și la, deci la sugari. Dacă, interesant este că dacă anticorpii imunoglobulini respective ar fi digerate chimic, ele și-ar pierde informația. Așadar, sub formă de vezicule de pinocitoză, deci prenume de citoză, vor trece fără să fie descompuse chimic, vor trece în enterocit și de aici mai departe în circulație. Iată, avem un, în această schemă avem un aminoacid
care se leagă de un transportor sodiu dependent. După ce intră în enterocit, aminoacidul poate să treacă mai departe în capilarul venos, care va duce mai departe aminoacizii în vena portă, capilar venos din vilozitatea intestinală. Transportorul se decuplează și își reia activitatea, transportând după aceea activ alt aminoacid și alt aminoacid, deci la polul luminal al enterocitului activ, la polul bazal pasiv prin difuziune facilitată. Se descompune ATP-ul, eliberând ADP, fosfat și energie necesară acestui transport activ sodiu-dependent al aminoacizilor și a ditripeptidelor, cum spuneam. În cazul unor macromolecule proteice, așa cum sunt anticorpii, imunoglobulinele, iată, se invaginează la pol luminal membrana celulară, plasma lema enterocitului. Avem un fenomen de endocitoză de tip pinocitoză, pentru că e sub formă de soluție lichidă. Se înglobează macromolecula proteică într-o veziculă de pinocitoză, ea circulă prin citoplasma enterocitului la polul opus, la polul bazal sau laterobazal vascular. Se sparge vezicula și conținutul este eliminat în capilarul venos, care va duce mai departe aminoacizii absorbiți în vena portă și de aici la ficat. Trebuie proteinele, aceste aminoacizi, ditripeptidele, sunt absorbite în totalitate. Dacă apar proteine de vreun fel în scaun, ele sunt provenite din detritusuri celulare sau bacteriile din colon, pentru că sunt substanțe foarte importante pentru organism. În ceea ce privește absorpția lipidelor, lipidele în dieta zilnică trebuie să fie în proporție de 25-160 de grame, se absorb prin difuzie pasivă, numai că necesită acizii grași nu sunt hidrosolubili, necesită săruri biliare, ingredient de bază al bilei. Împreună cu sărurile biliare, acizii grași formează micelii hidrosolubile și astfel pot pătrunde în enterocite. Glicerolul sau glicerina este un polialcool, este hidrosolubil, nu necesită săruri biliare și va trece foarte ușor fie în sânge, fie în limfă. În cazul unor mici picături de lipide nedigerate, ele pot să treacă și prin vezicule de pinocitoză. Pentru a fi digerate, lipidele acestea, așa cum am văzut, trebuie emulsionate formând picături mai mici de circa un micron, au nevoie de prezența sărilor biliare. Identificăm, așa cum am văzut, digestia chimică a lipidelor, trei etape. Prima etapă, emulsionarea lipidelor cu sărurile biliare, a doua etapă, hidroliza sau descompunerea trigliceridelor cu eliberare de acizi grași, uneori și monogliceride, și etapa a treia, prelucrarea sub formă de micelii, uneori micelii de tip mixt. Iată, în această schemă avem o imagine de ansamblu asupra absorbției lipidelor. Observăm glicerolul, glicerina, polialcool, nu are probleme, este hidrosolubil, se absorbe pasiv, intră în enterocit și de aici glicerolul trece în sângele din capilarul venos și apoi mai departe în vena portă, dar poate să treacă foarte simplu și în chiliferul limfatic central, trecând în circulația limfatică. Celelalte componente, monogliceridele, se combină cu sărurile biliare formând micelii hidrosolubile. La fel, acizii grași se combină cu sărurile biliare formând micelii hidrosolubile. La nivelul polului luminal despre lumen, pot să pătrunde în enterocit, pot să pătrundă acizii grași,
și mai departe sulele biliare sunt decuplate imediat, sunt eliberate și la capătul intestinului subțire în ileon vor fi resorbite formând circuitul hepatoenterohepatic. Iar acum să urmărim puțin acizii grași pătrunși în enterocit. Deci, acizii grași, dacă au lanț scurt de carbon, deci mai puțin de 10-12 carboni în moleculă, pot să difuzeze din enterocit în capilarul venos al vilozității intestinale și apoi sub formă liberă, neesterificată, să circule prin vena portă și să ajungă la ficat. Sau, dacă acizii grași au un lanț mai lung de atom de carbon, deci mai lung de 10-12 atom de carbon, ei se unesc din nou cu glicerolul, refac trigliceridele, care știm că sunt esteri ai acizilor grași cu glicerolul, deci refac trigliceridele, se unesc cu fosfolipidele, cu colesterolul și o parte proteică, formând complexe numite chilomicroni. Chilomicronii vor trece din enterocit în chiliferul limfatic, în capilarul limfatic central din vilozitate și astfel vor trece în circulația limfatică, vor ajunge în colectorul limfatic mare canal toracic și de aici vor ajunge în circulația venoasă sistemică, deschizându-se în unghiul venos format prin unirea venei jugulare interne cu vena subclavicular. Absorpția apei. Apa se absorbe în tot tubul digestiv pasiv prin osmoză. Maximul de absorpție al apei este în colon. Se face, depinde de gradientul osmotic absorpția apei, se face până ce presiunea osmotică din lumenul intestinal o egalizează pe cea plasmatică. În ceea ce privește minerale, diferiții ioni, electroliți, vorbim de o absorpție activă a ionului de sodiu, de natriu, care trage pasiv și anionul, ionul de clor. Clorul este singurul care este absorbit pasiv. Calciul este, și aici la sodiu intervine desigur aldosteronul, calciul, ionul de calciu este absorbit activ, și intervine parat hormonul care stimulează această absorpție și vitamina D de asemenea stimulează. Vorbim de un transport activ primar, e o pompă, practic este o pompă ionică, o calcioatepază care iată, aici avem membrana, imaginați-vă că aceasta este membrana celulară, proteine transportoare, un situs de recunoaștere a calciului. În momentul în care ATP-ul intervine și se grupează, se leagă aici grupare fosfat, cele două subunități proteice transportoare se depărtează și calciul intră în citoplasma enterocitului. Ionul de fier se absorbe sub formă de fier 2+, se absorbe activ în jejun și ileon, este stimulat de vitamina C. Vitaminele, avem două tipuri de vitamine, vitamine liposolubile, uleioase, cum e vitamina A, D, E și K. Ele, ca și lipidele, necesită prezența sărilor biliare, formând micelii, se absorb în intestinul proximal și ajung la nivelul ajung prin această circulație limfatică în corp. Vitaminele hidrosolubile, așa cum sunt vitamina B, vitamina C, vitamina PP, se absorb pasiv. Cele mai multe, nu necesită sărilor biliare, evident, cele mai multe vitamine, să știți că se absorb în segmentele superioare ale intestinului subțire. Aceasta a fost lecția despre absorpția intestinală, în speranța că am reușit să clarificăm anumite aspecte. Vă urez o zi frumoasă în continuare
Și nu uitați să vă abonați. Numai bine!